Scene șocante în gara din Târgu Jiu. Un bărbat de 80 de ani s-a întins pe șinele de tren și a așteptat să fie ucis. Trenul l-a spulberat pe loc. Nu se știe încă motivele pentru care bătrânul a recurs la acest gest. A lăsat în urmă doar un bilet de adio în care a scris să fie sunat fiul său. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările în acest caz. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul de 80 de ani locuia în Târgu Jiu, avea 2 copii și era despărțit de soție. Nu era cunoscut cu afecțiuni psihice și nimeni nu i-a înțeles gestul și nici nu a dat semne că ar vrea să recurgă la așa ceva. În această dimineață a mers în gara din Târgu Jiu și s-a întins pe șine. A fost spulberat și ucis pe loc. Din primele cercetări efectuate de polițiști și de transporturi la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat de 80 de ani s-ar fi aruncat înaintea trenului regional Târgu Jiu-Petroșani, iar ca urmare a impactului acesta a decedat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. Martorii spun că au rămas șocați de gestul bărbatului. Prea puțin, că venirăm târziu și noi, am văzut tot așa. Un bărbat care s-a aruncat în fața trenului, dar în rest nu știm nimic. L-ați văzut când s-a aruncat? Nu, nu l-am văzut. Doar ați văzut? Am văzut așa imagini un pic și asta e. Dar cum credeți că... De ce ar fi recurs la acest gest? A lăsat un bilet și... A lăsat un bilet, dar cine știe ce s-a întâmplat acolo? Cred că e bolnav. Numai oamenii bolnavi se omoară, în rest... Nu pot să vă spun nimica. Am văzut când a trecut trenul, era poliția acolo și am văzut când l-a ridicat de acolo. Ați văzut când l-a lovit? Nu l-am văzut când l-a lovit. Eram în sala de așteptare și după ce a trecut trenul am văzut. Dar n-ați auzit ce s-a întâmplat? Nu, eu n-am auzit de ce s-a întâmplat. Am văzut după ce a plecat trenul când era mort acolo. Cercetările continuă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost dus la serviciul de medicină legală în vederea efectuării necropsiei.